Salut iubenici și acest episod o să fie un mini review la Object 140 urmat de un gameplay făcut de Mr. Moa. Îi mulțumesc lui Hawkeye de a.k.a. Daniel Gimbu că m-a lăsat să intru pe contul lui. Deci Object 140 cel mai probabil este foarte cunoscut și ați auzit de faimoasa întrebare T-62A sau Object 140. E bine, sunt două tankuri destul de diferite. Diferența principală este că T-62A are turelă mult mai bună, dar Objectul Spazic are cu 20% mai mult gun depression. Au același tun, 100mm sovietic, 264 pentru SD20 alpha damage, acuratețe foarte bună, aim time de asemenea bun, DPM-ul peste 3000, view range, rotația turelei șasiului este foarte agil, n-ai ce să reproșezi aproape la acest tank, doar că turela este mai slabă decât v-ați închipi, deci și scrie 240 în față și 187 în laterale. Chestia asta de aici care se vede e autopen, cred, are 30 sau 40 mm, deci oricum tier 10-urile mai toate dau autopen. Asemenea, jumătate de sus e destul de slabă, are două cupole destul de proeminente, frontal, partea de jos, da, 240mm are și ai șanse să prinzi un ricochet din când în când. Upper plate-ul efectiv la 200mm aproximativ, pentru că e foarte bine înclinat. Bine, acum depinde și de unghiul la care ți-l prinde. Poți faci puțin size scrape, dar nu la toate tankurile. Aș recomanda Coated Optics, Rammer, Logic și ventilație, sau în loc de ventilație puteți spune ce vă prinde mai mult stilul dumneavoastră de joc. Ca skill-uri, Six Sense, obligatoriu reparații, nu e atât de mare nevoie de Smooth Ride, Snapshot, toate skill-urile pentru mișcare, pentru că are acuratețe destul de bună și un aim time, dispersie la fel. Camuflaj, Brother, Sinarms, depinde de voi. Și cam atât, scurta prezentare, să trecem la gameplay. Deci, jucăm pe Kharkov, așa îi spunea hărții. De menționat încă de la început că am gen 10, maxim 15 jocuri pe el, pe Object, deci nu am experiență prea mare. Totuși, m-a surprins că am reușit să fac mie destul de bun. A fost aproape să-l car până la capăt, dar fără spoilere, să vedem. Am observat că la grele nu prea s-a dus nimeni în mijlocul hărții și m-am decis că, na, de ce nu, să-mi cer norocul. Objectul 140 poate să facă brawling, se bată lupta de aproape, dar totuși trebuie să ai grijă ca să faci schimb bun, dai două, poate chiar trei lovituri pentru lovituri pe care o primești. Aici poate că ar trebui să-mi încarc goldul pentru 75 care juca la turela acolo. Încerca să-i țitez turela, n-am reușit. Are o acuratețe bună, Objectul 035, dar nu e genială. Nu se compară cu acuratețea germană. EOS-ul masacrează pe 75 și jocul e deocamdată în favoarea noastră. Aici am văzut că vine Centurionul și am reușit să-i prind din față. Rol bun pentru 350. AMX-ul juca destul de agresiv. Puteam că n-am șanse pe intrez, dar am vrut să-i dau și la jos ca să-l țin locului, poate de arte, cine știe. Apoi m-am decis să mă bag pe el. Dacă îi făceam facehug, aveam șanse să dau bounce, să îmi dea bounce la lovituri și eu poate să-l fac cam cât în 10 secunde. 88 exact, pentru că mi-ar trebui 3 lovituri, eu am 5,44 reload-ul, deci papam, tot 50 secunde cred că și-ar fi descărcat magazia, da, nu cred că mai avea prea multe proiectile, mai ales că se retrage eu, ostul vine și el cu mine. Îl văd pe VZ, deschis. Și bounce lateral pentru că motive și pentru că space de armor 264 pe n-ai mă dă-te. Deja, na, oricum reușesc să-l prind pe 50-120 exact la colț, acolo un clutch shot. Acuratețea bună a obiectului m-a ajutat. Ia panzirul ăsta, prins cu pantalonii jos.
timpul să ne jucăm puțin cu el. Am vrut să-mi bag în față eu ustul, să iau damage un pat, dar n-a reușit. Stânga brusc, o apă în dragărul, nu ce joci cu el. Bă, că-ți descarc în cineva. Am dat, n-am băgat la loc. Vedeți cât de repede încarc acest tank. Aici am tras în third person, s-a dus exact în gun mantlet. Trebuia să fie ceva bine. Cum fac acum în lower plate. Nu știu ce n-a intrat aia, era destul de înclinat oricum. Cred că era o șansă 50%, m-am decis după aia să mă duc pentru polă. Am văzut că se întoarce, m-am dat înapoi. IS-7-le, YOLO. Țitim sub space pentru ca să nu mai avem surpriza de la beze. KV4, cred că e stoc, zărăcuțul de el. Oricum, poate să facă un lucru bun și anume să-mi dea mie viața lui. Aici, nu știu, am ținit destul de prost. N-am avut răbdare, era și țeava ăla care se băga în față, el făcea se mișca stânga-dreapta, înainte-napoi și am ratat. Văd că cineva i-a dat jos și Nila, i-a dat și eu ca să-l țin locului. Nu cred că o să iau kill-ul în el. Nu, ia low-ul. Leul. Ia panzireul ăsta, îl vrea să-i bagi pe noi. Și cam aici termin jocul pentru el. La reload-ul pe care l-am, se pare că nu mai are un repair kit. Deci o să primească un perm track cu eticheta lui Benji Boy pe el. Și e trimis în garaj. Acum mai sunt eu cu E4 versus câteva tankuri. În centru eu am dat una, el mi-a dat bounce. Acum știu că e două lovituri pentru mine aici. Molotul l-am împiedicat, puțin gun pressure m-ar fi ajutat. Se ascunde după chestia aia. Am ratat, am lovit M103-ul. Trebuie să am grijă la IS-7, chiar dacă la, trebuie să dau subspace de ăla ca să-l penetrezi. Aici am lovit cinila. Aici mi-am dat seama, știam că dacă nu vor să mă flancheze, zice fraier. Și am reușit să penetrez pe IS-7 în lower plate. Și aici mi-am dat seama, gata, știi, vin să mă flancheze. Trebuia să scot un flank pe IS-7, era cel mai aproape. Iar cinila i-am dat-o aici. Jucam cu becul stins, n-am văzut exact unde să repar cuta asta, deci da, a fost greșeala mea. IS-7 trage ca un fraier în față, tot ce reușesc să-l ocolesc, fac side hack puțin, totuși știu că o să vină și centurionul. Mă ascund după el, mă ascund după IS-7, aici nu știu ce m-a penetrat, bă. Trebuia să fi încărcat gol de mult aici, mi-am încercat șansele inutil în upper plate la IS-7. Trebuia să fi băgat lovitura aia în loc, mai bine în centurion și după aia să-l fi scos și poate scăpam cu IS-7-le, dar n-a fost să fie, am jucat prost, trebuia să-mi fi reparat acolo și Nila mai repede. Acum am pierdut lupta aia, a fost vina mea în totalitate, n-am jucat cum trebuia să joc la capacitate maximă, dar oricum cred că am dat aproape tot ce am putut. Și în plate-urile 76.000 de bani am făcut și 1.500 experiență într-o înfrângere, cont premium, 5.555 damage, exact, fix, pentru rezistență curajoasă am primit ceva bani și experiență, am ieșit totuși cu mic profit. Ar fi fost un gameplay complet dacă aș fi reușit să îi scot pe cei doi la final, dar am jucat prost, n-am ce spune, n-am controlat situația cum trebuia. Acolo trebuia să mă fi întors după centurion, nu trebuia să mă fi băgat pe IS-7. Dacă mă băgam pe centurion, era două lovituri pentru mine. În cel mai rău caz, îmi luam un 400, după care îl scoteam și era ușor toată faza cu IS-7. Nu trebuia să fi rămas locul, trebuia să fi făcut stânga. Și chiar dacă am rămas acolo la IS-7, trebuia să fi reparat mai repede, să-l fi flancat și acolo la faza când am tras în upper play trebuia să-l fi, să băga lovitura aia în centurion. Oricum, din greșeli înveți și data viitoare cred că o să știu ce trebuie să fac ca să câștig. Sigur ar fi fost un ace tanker dacă duceam până la capăt. Oricum, sper că v-a plăcut ce ați văzut în acest episod. Dacă te-ai uitat până aici, sunt destul de sigur că ți-a plăcut. Aș aprecia foarte mult un share undeva unde pot să-l vadă și alți jucători și alți oameni care ar fi interesați și dacă nu ești abonat la canalul meu, te-aș ruga să te abonezi, faci mult pentru mine și dacă ați vezi videole viitoare. Până data viitoare, vă salut!